Salut! Astăzi am să vorbesc despre site-ul Ungureanu Art Studio, un site realizat pentru atelierul de artă bisericească cu același nume, atelier operat de doi artiști plastici care au avut nevoie de o prezentare pe internet. Site-ul are tot ce-i trebuie atelierului, anume o prezentare, pagina de contact, zonele de premii, expoziții, lucrări realizate, împărțite pe categorii. Prima pagină, după cum se poate vedea aici, începe cu o imagine, un banner grafic împreună cu un titlu care spune din prima secundă ce face site-ul. Atelier de artă bisericească. În mod evident, trebuie să anunți clientul din primele secunde unde a ajuns și despre ce este vorba. Urmează o zonă de text împreună cu două imagini care să dea flavor-ul, să dea aroma acestui site. După cum spuneam, clientul trebuie să știe, vizitatorul trebuie să știe unde a ajuns. Scurt, vrei să discuți cu noi? Ai înțeles ce facem? Ai văzut două imagini, vrei să discuți cu noi? Da. Urmează și politica de confidențialitate, politica de cookie-uri, copyright-ul și zonele de social media, în cazul de față, Instagram și Facebook. De asemenea, fiecare din zonele acestea au butoane care pot să meargă mai departe către pagina despre, către pagina de lucrări, către pagina de contact. Dacă ajungem la pagina despre, din nou, o scurtă prezentare a atelierului, împreună cu serviciile oferite, o imagine de impresie și posibilitatea de a contacta artiștii. Zona de lucrări este împărțită în trei zone: icoane, pictură murală bisericească și portrete și peisaje. Chiar pagina de bază lucrări are și ea la rândul ei trei astfel de imagini. Categoriile sunt împărțite și reprezentate și vizual, după cum se poate vedea. În momentul în care mergem în fiecare din aceste categorii, clienții ne-au pus la dispoziție imagini de calitate, imagini bune, realizate chiar de ei. Imaginile au fost prezentate sub forma unei galerii cu imagini care se măresc pe click, după cum se va vedea imediat. Sub fiecare imagine, de asemenea, este scris titlul, o prezentare a respectivei imagini. Galeria merge cu Next, Next, Next sau merge în sistem de slideshow. Așteptăm puțin, o să vedeți că imaginile se mișcă singure. Imaginile se închid apăsând pe butonul de închidere sau făcând click pe lângă. Nu este ceva ce nu am mai văzut. Este vorba despre o realizare tehnică onestă. De asemenea, dacă mergem mai departe pe pictură murală bisericească, după cum puteți vedea, sunt prezentate în același fel lucrări ale artiștilor plastici. Cum spuneam, imaginile și lucrările în sine sunt lucrări de calitate. De asemenea, încă un lucru pe care aș vrea să-l punctez aici este faptul că fiecare imagine a fost prelucrată prin adăugarea logo-ului peste imagini pentru a le proteja. Putem merge mai departe și la portrete și peisaje, unde sunt lucrări de altă natură, o parte în ele studii, o parte lucrări realizate pentru clienții, probabil. Bun. Dacă mergem mai departe, mergem în zona de premii și expoziții, unde am prezentat cei doi artiști plastici sub forma unui CV, să spun. Ungureanu Ana Beatrice și Ungureanu Gheorghe Gabriel, adresă, studii și, de ce nu, expozițiile și concursurile la care au participat, lucru care ajută la stabilirea credibilității într-o discuție cu clientul. Bineînțeles, orice site, ca orice site, trebuie să oferi vizitatorului posibilitatea de a te contacta, iar după cum se vede, pagina de contact trebuie să fie în permanență vizibilă. Datele firmei, din punct de vedere legal, trebuie să prezentăm datele firmei împreună cu IUJ-ul. După cum puteți vedea aici, am intrat un pic în sursă, telefoanele sunt active, hiperlink-uri active,
dai click, pornește aplicația de telefon. În momentul în care vizităm site-ul de pe telefon, implicit începem să îi sunăm să sunăm la anul respectiv sau click pe contact arond și se pornește aplicația de e-mail. După cum se vede, din nou telefonul, dăm click pe el, pornește. Eu aici am prezentarea de pe laptop, încearcă să lanseze aplicația de pe laptop. La fel, telefoanele cu click. Bun, formularul de contact, câmpurile sunt extensibile, am ales un minim. De asemenea, am citit politica de protecție a datelor și sunt de acord cu aceasta. Dacă nu bifăm politica de protecție a datelor, formularul nu se poate, butonul nu se poate activa. Abia după ce am bifat, putem trimite, apăsa butonul. Evident, sunt câmpurile necompletate. Bun, mai departe avem aspecte care țin de GDPR, politica de confidențialitate și protecția datelor. Ia uite, am uitat un spațiu. Așa. și politica de cookie-uri. Politica de cookie-uri, precum și mecanismul de GDPR, sunt integrate cu funcționalitățile modulului CookieBot. În pagina aceasta sunt descrise cookie-urile, în cazul acesta doar cookie-urile de la CookieBot, oferim posibilitatea de a retrage sau de a schimba consimțământul, de a bifa numai acele cookie-uri, de a fi de acord numai cu acele cookie-uri pe care le dorim, aspecte care asigură o legalitate a funcționării site-ului din acest punct de vedere al GDPR-ului, aspect care este deosebit de important și pe care orice site ar trebui să-l aibă. Un alt aspect pe care doresc să-l punctez este bara de meniu care rămâne fixă de în partea de sus a site-ului, după cum se poate vedea. În cazul acesta, în cazul altor site-uri, nu am ales această realizare. Bun. Meniurile. Așa. Logo-ul. Logo-ul clientului nu a dorit un logo. Logo-ul nu face parte din proiect, nu este un logo în sine, este efectiv denumirea site-ului scris pe un font frumos și folosește drept logo al site-ului. De observat, așezarea logo-ului peste imaginile peste imagini pentru a preîntâmpina furarea, să spunem, acestor imagini, copierea lor. Bine, poți să copiezi imaginea, dar logo-ul de așezat deasupra watermark-ul, mă rog, spune de unde vin imagine. Bun. Un alt aspect pe care vedem aici, social media, bineînțeles fiecare link duce către un alt homepage pe social media, pagina de Instagram și pagina de Facebook. Acestea sunt active în cazul Ungureanu Art Studio, după cum puteți vedea, dar putem adăuga aici o mulțime de alte linkuri către YouTube, către Vimeo, către Pinterest, către ce doriți dumneavoastră. Bun. Important pentru orice site în acest moment este să fie responsiv, să fie adaptat de dispozitivelor mobile. De aceea am pornit emulatorul din browser pentru a vedea acest lucru. O galerie, cum se așează și meniurile, nu intru în detaliu din acest punct de vedere. De asemenea, doresc să observăm faptul că site-ul are instalat un certificat SSL, care poate fi văzut aici prin faptul că în fața adresei Ungureanu Art Studio este lăcățelul activ. Aspect care ține atât de credibilitatea în fața clientului, cât și de o bună vizibilitate în cazul motorului de căutare Google. În lipsa unui certificat de tip SSL, browserul ar arăta notificarea site nesecurizat și cu siguranță nu ne dorim acest lucru. Este un plus
și în ceea ce privește modulul GDPR și este cu siguranță un plus în ceea ce privește criptarea efectivă a datelor. Un alt lucru pe care doresc să-l observăm aici, site-ul a fost indexat în Google, a fost adăugat în Google Search Console ulterior realizării și cred că site-ul în momentul acesta nu cred că are mai mult de 2-3 zile. În acest moment are paginile indexate, după cum vedeți sunt 20 de rezultate indexate în Google. Pentru site nu s-a făcut proces de SEO, textele au fost furnizate strict de client. Am adăugat totuși peste pachetul inițial de bază, am adăugat și sitemap, înscriere în Google Search Console, înscriere în Google Webmaster Tools, aspecte care sunt utile pentru client. Am discutat și l-am sfătuit pe client să punem și un astfel de module. Și totul a pornit și de la faptul că ulterior realizării clientul ne-a întrebat cum anume poate site-ul lui să fie indexat mai repede. L-am adăugat în Google Search Console și site-ul a fost indexat aproape imediat.